Unii dintre noi sunt mai convingători decât alții, iar uneori nu este tocmai un aspect pozitiv. Vezi ce semne zodiacale își predispun nativii să fie mai manipulatori. Nu este de mirare că nativii Scorpion pot fi unii dintre cei mai manipulatori. Sunt tăcuți, observă bine oamenii, astfel încât să poată exploata slăbiciunile unora. Foarte convingători atunci când vorbesc, este posibil să-i facă pe ceilalți să creadă că au greșit chiar dacă nu au făcut nimic pentru a se simți vinovați. Este ceea ce îi face să fie sub unul dintre cele mai periculoase semne zodiacale. Nativii din zodia Gemeni, guvernată de planeta Mercur, sunt inteligenți, abili și fermecători. Dau dovadă de creativitate și găsesc soluții variate pentru a obține ceea ce își doresc. Pot ajunge să trădeze fiind născuți sub un semn cu mai multe fațete. Acest lucru face ca victimele lor să-și accepte soarta în timp ce nativii în Gemeni își vor continua viața ca și cum nimic nu i s-ar fi întâmplat persoanei pe care a victimizat-o în beneficiul lor. Orientați către menținerea echilibrului, nativii în zodia Balanță știu să folosească amestecul potrivit de bine și rău pentru a se asigura că obțin tot ceea ce își doresc. Vor încerca să acționeze inocent, dar manipularea lor nu este prea subtilă. Cei care îi cunosc bine se vor prinde. Acești nativi sunt experți în a te face să crezi că ideile lor au fost de fapt ale tale. Observă îndeaproape oamenii din jurul lor și învață care sunt declanșatoarele și punctele lor slabe, astfel încât să-și poată atinge scopurile, evitând confruntările și conversațiile dificile. Puțin se așteaptă ca nativii pești să fie manipulatori, dar ei știu cum să-i joace pe degete pe unii oameni prin simpla amplificare a lucrurilor bune pe care le-au făcut. Dacă își dorește ceva, nu ar avea nicio reținere în a-și exprima toate atributele pozitive, pentru a-i face pe oameni să creadă că merită cu adevărat acel lucru. Știu să și lăcrimeze dacă este nevoie pentru a te face să empatizezi cu ei și să faci ceva ce nu doreai cu adevărat să faci. Folosesc bunătatea ca pe o armă care le aduce lor beneficii. Relatează Click pentru femei.